Vicecampionii de la ACS Volei Municipal Zalău au bifat sâmbătă 20 februarie a 12-a victorie de 3 puncte din actuala ediție de campionat, scor 3-1 pe terenul echipei LMV Tricolorul Ploiești și se mențin pe locul secund în clasamentul diviziei A1, la 5 lungimi distanță în spatele liderei, echipa SCMU Craiova. Vicecampionii de la ACS Volei Municipal Zalău nu au repetat sâmbătă jocul mai puțin reușit din partida tur disputată la Zalău în compania echipei LMV Tricolorul Ploiești și s-au impus în fața prahovenilor cu 3-1, obținând toate cele 3 puncte puse în joc. Cu toate că s-au întors acasă cu toate cele 3 puncte, zălăuanii au avut nevoie de timp pentru a regla preluarea, construcția, atacul și apărarea și au dat ceva emoții fanilor sălăjeni. Actul inaugural a fost unul echilibrat, cele două echipe mergând cap la cap până la finalul setului, care a fost câștigat la limită de zălăuani cu 25-23. Echilibrul s-a menținut și în cel de-al doilea parțial, care a fost câștigat de echipa gazdă cu 25-20 și se părea că istoria din etapa a 6-a se va repeta și va exista un nou meci întins pe durata a 5 seturi între cele două formații. Dornici de victorie, sălăjenii au strâns rândurile și au avut o evoluție aproape perfectă în setul cu numărul 3, pe care l-au dominat de o manieră categorică și pe care l-au câștigat cu 25-11. Tot zălăuanii s-au aflat la cârma jocului și în actul al 4-lea, pe care l-au câștigat la o diferență de 4 puncte și au încheiat partida victorioși, reușind să se mențină la 5 lungimi distanță în spatele echipei SCMU Craiova, adversara sălăjenilor din runda următoare. Duelul dintre ASC Volei Municipal Zalău și SCMU Craiova se va disputa luni, 29 februarie, de la ora 18, în sala sporturilor din Zalău. În celelalte partide ale etapei a 17-a s-au înregistrat următoarele rezultate: VCM LPS Piatra Neamț, ASC Volei Club Caransebeș 3-2, CS Dinamo București, CS Arcada Galați 1-3, CS Știința Explorării Baia Mare, CS Universitatea Cluj 3-0 și SCMU Craiova, CS Unirea Dej 3-0.